informații când vor pleca din urmă. Mi-a anunțat pe data de 18, miercuri după amiază a fost, m-a sunat tatălui cu mătrul meu, dacă știm ceva de Claudia. Dar ce s-a întâmplat? Păi a dispărut. Așa, cum să dispară? Păi, ne-a anunțat și pe noi că s-a dus cu rolile pe canal să tragă cu rolile și i-a găsit, a venit la fața locului poliția și ISU, cine a mai fost aici, și i-a găsit rolile pe canal. Detașamentul de pompieri Bacău a fost chemat în sprijin de către organele de poliție ale județului Bacău pentru cercetarea pe canalul de fugă a unui corp persoane neidentificate, de sex feminin, 16 ani, o copilă, care au fost identificate pe digul canalului de fugă niște role. Cercetările au început în urmă cu 3 zile. Căutăm în continuare, nu am putut identifica, din păcate, trupul presupus a fi în canalul de fugă. Continuăm cercetările, este foarte puțin probabil să fie depistat până când, dacă este în apă, să fie ridicat la suprafață și să fie recuperat. În urma semnalării plecării voluntare de la căminul liceului la care era cazată a unei minore de 16 ani și 9 luni, polițiștii au efectuat și efectuează în continuare activități de căutare, persoana în cauză fiind dată și în urmărire națională.